Bună, dragilor! Sunt eu, Alexandra's Books, și astăzi am revenit cu o recenzie, și anume cu recenzia cărții The Prophecy of the Eternity Rod, scrisă de Mara Dumitru cu ilustrații de Andrei Barbu. Această carte am primit-o spre recenzie de la editura Cutiuța cu Povești. Le mulțumesc mult, mult, mult pentru această carte minunată! Vă recomand să vă cumpărați una sau mai multe cărți de la editură, link către site-ul lor veți găsi în descriere. Au cărți pentru toate vârstele. Această carte o recomand copiilor de peste 10 ani. Dar ce copertă drăguță are! The Prophecy of the Eternity Rod este primul volum dintr-o serie în care se povestește despre viața gemenelor Berry. Cartea este inspirată după romanul Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. Personajele principale din toată seria sunt Anne și Kate. Anne este mai retrasă și mai timidă față de Kate, care este genul de fată populară și apărătoarea surorii gemene Anne. Viața lor este normală, cu probleme specifice pubertății, până când, într-o zi, mătușa lor Alice le dăruiește două flori vorbitoare. Vorbitoare! Ce ciudat! Nu-i așa? Și mie mi-ar plăcea să primesc o floare vorbitoare, sinceră să fiu. Ele sunt transpuse în altă lume, într-o lume magică, unde întâlnesc o mulțime de creaturi și ființe interesante. O să vă las și sinopsisul să-l citiți. Cartea este scrisă de o adolescentă. O să vă las și detalii despre autoare aici. Sper să vedeți. Dacă nu v-ați dat seama încă, această carte este în limba engleză. Eu am reușit să o lecturez într-o săptămână, pentru că am citit-o cu voce tare. Vreau să citesc cât mai multe cărți în limba engleză, pentru că vreau să-mi dezvolt dicția. Această carte a fost o lectură ușoară și minunată. O să-i acord pe Goodreads 4,5 steluțe din 5. Sper că v-am făcut cât de puțin curioși de această carte. Îi mulțumesc din nou editurii mult pentru această carte minunată. Aceasta a fost recenzia, sper că v-a plăcut. Eu vă urez lecturi plăcute și ne revedem la un alt videoclip. Pupici cu slipici! Pa!